Lovit ca într-o bătaie de stradă de un fost antrenor al Lotului României. Scenele șocante s-au petrecut la concursul pentru sportivii sub 22 de ani, care se desfășoară în aceste zile la Brăila. Gabriel Șchiopu din Ploiești tocmai ieșise învingător din ring, unde își adjudecase titlul și aștepta festivitatea de premiere. Atunci un antrenor al altor sportiv l-a lovit ca din senin, cu pumnul și a spart arcada. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Camerele de supraveghere ale sălii de box din Brăila au surprins momentul agresiunii. Antrenorul Bogdan Dobrescu pare să aibă o discuție aprinsă cu cel al sportivului. Deodată se întoarce spre proaspătul campion și îl lovește cu pumnul stâng, apoi se retrage. Gabriel Șchiopu, sportivul lovit, a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar astăzi a mers la spitalul de urgență pentru investigații. Campionul spune că totul a pornit din momentul în care Dobrescu i-ar fi certat pe copiii care îl încurajau, în timp ce se afla în ring. Maestru Dobrescu Bogdan au țipat la copii, am jurat. Eu am coborât jos din ring și copiii mi-au zis. I-am spus antrenorul meu Moroiță Ion, uitați maestre ce urât vorbește maestru Dobrescu. După aceste replici, antrenorul l-ar fi lovit prin surprindere pe Gabriel. Varianta este confirmată și de instructorul sportivului lovit, care a încercat mai întâi să-i atragă atenția bătăușului că nu trebuie să-i certe pe elevi. De ce i-ai oprit după copiii ăștia? Cine ești tu? Cum îți permiți tu să faci lucrul ăsta? La care el a spus, arătând așa spre Gabi Șchiopu, el a vorbit urât de mine. Și în momentul ăla îl pocnește. Îi dă un croșeu de stânga sănătos. I-a spart arcada la îmbinare aici, între pomet și arcadă. Gabriel Șchiopu, în vârstă de 21 de ani, a devenit campion național de seniori la categoria 51 de kilograme acum 10 zile. Aseară tocmai câștigase și titlul de la Brăila pentru sportivi sub 22 de ani. După incident, a urcat pe podium plin de sânge, apoi a mers la poliție și la spital. Tânărul a formulat plângere penală, fiind întocmit dosar penal pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitatea împrejurărilor în care a avut loc evenimentul. Este în curs de investigații, s-a făcut tomografie și craniu cerebrală, așteptăm rezultatul, dar îl ținem în supraveghere la acest moment. După agresiune, organizatorii galei au sunat la 112. Bogdan Dobrescu, care a făcut până în ianuarie 2021 parte din staful Lotului Național de Box, regretă și spune că ar fi fost provocat de sportiv. El tot m-a jurat, s-a ridicat după bancă și când s-a ridicat după bancă, vă dați seama, a reacționat. Îmi pare foarte rău, nu trebuia să fac așa ceva. Eu am fost provocat să fac așa ceva. El este antrenor voluntar la noi în Brăila, la noi la club. Are grupa de copii juniori și copii mai mici. Dobrescu, în vârstă de 45 de ani, are contract de voluntariat cu Clubul Sportiv Municipal Brăila până la sfârșitul acestei luni. Reprezentanții clubului așteaptă deciziile poliției și federației, dar cred că cel mai probabil vor înceta colaborarea cu instructorul de box. Un bătrân de 81 de ani dintr-un sat din județul Dâmbovița a fost jefuit ziua în amiaza mare. Cum s-a întâmplat? Cine era hoțul și ce a făcut cu banii furați? Aflați în câteva momente. Un român de 24 de ani, student la medicină, a fost condamnat în